Mesajul nostru în această ocazie poartă titlul Dumnezeu este bun. Și aș vrea să vă spun de la bun început, Dumnezeu nu numai că este bun, este prea bun. Este nespus de bun și adesea bunătatea aceasta este tratată cu mare indiferență. Îmi să doresc ca această bunătate să nu fie călcată în picioare de noi. Pentru că din nefericire vom vedea că la sfârșit, cea mai mare parte a lumii acesteia va respinge iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Însă noi trebuie să ne numărăm în rândul acelora care vor alege să rămână de partea lui Dumnezeu, închinindu-ne în Duh și în adevăr, așa cum spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu este, este bun. Vreau să vă invit să deschidem Biblia în Matei, la capitolul 23. E vrem să citim de aici, de la versetul 37, și să observăm un lucru deosebit de important, ce are de-a face cu mântuirea ta și cu mântuirea mea. În versetul acesta observăm o caracteristică a lui Dumnezeu, o caracteristică care ne pune pe gânduri acum când înțelegem bunătatea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Priviți ce spune Biblia. Matei 23, de la versetul 37, sunt cuvinte pe care Domnul Isus Hristos le-a rostit în privința poporului Israel la data aceea când El a venit pe pământ, cuvinte care se aplică și nouă astăzi. Priviți ce spune Biblia. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și uciți cu pietre pe cei trimiși la tine. Atenție acum! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Vreau să observați în pasajul acesta eforturile neobosite ale lui Dumnezeu în încercarea lui de a-i salva pe oameni. Însă în timp ce Dumnezeu depunea eforturi pentru salvarea poporului Israel, eforturile acestea au fost respinse din nou și din nou. Priviți cu atenție ce spune versetul. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina pui sub aripi, și n-ați vrut. Am vrut să subliniați aceste cuvinte, de câte ori. Asta ne arată că Dumnezeu nu a depus un efort și gata. Ci Dumnezeu și-a arătat bunătatea sa față de copiii săi din nou și din nou, din nou și din nou. De câte ori nu am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum strânge găina sub aripi și n-ați vrut. Nu numai că n-ați vrut, dar eforturile acestea care au fost depuse pentru mântuirea voastră Biblia ne spune că au fost respinse în așa fel încât trimișii lui Dumnezeu, reprezentanții lui Dumnezeu, profeții lui Dumnezeu au fost bagiocuriți. au fost respinși. Și în cele din urmă Biblia ne spune că au fost uciși, mulți dintre ei, în încercarea lor disperată de a îndrepta de pe călarea cea rea pe calea vieții. Spune Biblia, Ierusalim, Ierusalime, care omor pe proroci, și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Dați-mi voie să vă, scum, să vă spun, scump prieteni, oaspeți, Dumnezeu va ajunge într-un moment când va spune că a făcut totul pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta. Să știți că în momentul în care Dumnezeu va trage linie, Dumnezeu va spune că nu ar mai fi putut face nimic. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Mergem în Isaia, capitolul 5, și citim de la versetul 1 la versetul 4, mesajul nostru, Dumnezeu este bun. Este prea bun, este nespus de bun. Dar vom vedea cum este adesea tratată bunătatea lui Dumnezeu. Isaia capitolul 5 și citim de la versetul 1. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. i -a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a zidit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un task. Apoi trăgea de care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Versetul 3. Acum, dar zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Veniți voi ca martori veniți voi și judecați voi. Versetul 4. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam ca să facă struguri buni? Vreau să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dumnezeu spune ce aș mai fi putut face viei mele și eu n-am făcut. Dumnezeu cheamă niște martori ca să verifice eforturile care au fost făcute pentru această vie. Și Dumnezeu pune întrebarea, spuneți voi ce aș mai fi putut face viei mele și eu n-am făcut. Spuneți voi dacă mai trebuia de făcut ceva, dacă mai trebuia de făcut vreun efort, dacă a rămas ceva nefăcut pentru via mea, judecați voi, spuneți voi ce aș fi putut face viei mele și n-am făcut. Când eu mă așteptam ca ea să aducă struguri buni și a făcut struguri sălbatici. Priviți ce spune versetul 7. Isaia 5 cu versetul 7, mesajul nostru Dumnezeu este bun. Versetul 7. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta, asculta și fel de roade. Nu vorbim despre niște struguri fizici. Și Dumnezeu se folosea de acest limbaj pentru a arăta roadele caracterului pe care Dumnezeu le aștepta în viața oamenilor. Și Dumnezeu a depus efort după efort pentru ca oamenii să manifeste roade ale Duhului lui Dumnezeu în viața lor. Priviți ce spune aici. El se aștepta la judecată și când-colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când-colo iată strigăte de apăsare. Deci Dumnezeu dorea să vadă anumite trăsături de caracter în viața acestor oameni, însă Biblia ne spune cu tot efortul depus de Dumnezeu. Dumnezeu n-a găsit. Și Dumnezeu întreabă, judecați voi și spuneți ce aș mai fi putut face ei viei mele și n-am făcut. Dragi prieteni, vreau să vă spun un lucru. La sfârșit, și nimeni nu știe când este sfârșitul acela în dreptul nostru. Sfârșitul meu, sfârșitul tău poate fi imediat după ce plecăm din sala aceasta. Nimeni nu poate garanta ziua de mâine. La momentul acela când Dumnezeu va trage sfârșit și Dumnezeu va aduce viața noastră în retrospectivă și vom vedea tot filmul vieții noastre, dacă aș putea spune așa, nimeni nu va putea spune că Dumnezeu n-a făcut totul pentru mântuirea Lui. Dumnezeu va depune orice efort și va epuiza orice metodă pentru ca eu și cu tine să putem fi salvați. Și de aceea, în aceste vremuri în care noi trăim, noi ne gândim că Dumnezeu întârzie, Dumnezeu întârzie, Dumnezeu nu-și ține promisiunile, dar Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu este prea bun. Priviți ce spune cartea 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Mesajul nostru, Dumnezeu este bun. Este atât de bun încât nu dorește să, să lase cerul gol fără prezența ta și fără prezența mea. Priviți ce spune Biblia aici. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Câtă răbdare are Dumnezeu are atât de multă răbdare încât dorința lui Dumnezeu este câți oameni să fie salvați. Toți să fie salvați. Toți să vină la pocăință. Am citit mai de mult o istorie despre o mamă care avea mai mulți copii. Mama aceasta, din nefericire, a educat pe toți copiii la fel, însă unul dintre copii a ales o altă cărare în viață. Și în urma deciziilor pe care el le-a ales, Tânărul acesta a ajuns în pușcărie și a fost condamnat la mai mulți ani de închisoare. Într-o ocazie era ziua de naștere a mamei. Și în ocazia aceasta, în ziua de naștere, ceilalți fii ai mamei au venit la ocazia aceasta de bucurie. Și în momentul acesta, în ocazia de bucurie, era acolo un tort, erau prăjituri, erau fii care se bucurau, erau flori aduse de copii. Toată lumea era bucuroasă, mai puțin mama. Și la un moment dat, în ocazia aceea de bucurie, mama s-a scuzat și s-a retras în camera ei și a început să plângă. Și a început să plângă atât de tare, încât fiii au auzit-o pe mamă plângând, au deschis-o și au intrat peste mama și au spus, mamă, ce s-a întâmplat? Și a spus, voi nu mă înțelegeți. Și a spus, mamă, tu nu te bucuri de prezența noastră, uite-te, suntem toți aici. Și știți ce a spus, mama? Sunteți toți, dar inima mea este alături de fiul meu care este acolo unde? În închisoare. Spuneți-mi noastră, am putea să-i spunem, mamă, doamnă, dar liniștiți-vă, nu aveți majoritatea copiilor cu noastră, unul lipsește. Credeți că am putea să o liniștim pe mamă și să-i spunem, mame, stați liniștită, doamnă, că aveți toți ceilalți copii, uitați-vă la ei, sunt bine, sunt sănătoși, au tot ce le trebuie, aveți nepoți de la ei, lăsați-l pe copilul acela. Prietenii mei, dați-mi voie să vă spun, putem vorbi așa, numai că nu, nu știm ce înseamnă a fi o mamă. Dar în momentul în care ești o mamă, indiferent cum ar fi copilul tău și unde ar fi el, fie că este în libertate sau în pușcărie, inima ta este legată de el. Nu acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune, chiar dacă o mamă te-ar uita, spune Dumnezeu, eu nu te voi uita. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Credeți că noi vom putea liniști pe Dumnezeu în ceruri spunându-i, Doamne, dar uite-te cât sunt salvați în ceruri. Dumnezeu spune, așa este dar mă doare sufletul, mă doare inima să știu că am făcut totul pentru fiul meu. Și ați putea să vă puneți numele dumneavoastră acolo, iar ei nu sunt în cer. Imaginați-vă masa aceea care este pregătită pentru copilul lui Dumnezeu sus în ceruri. Dumnezeu s-a gândit, a pus suficiente scaune pentru toți. Vor fi scaune libere. Și durerea lui Dumnezeu va fi mare când se va uita la scaune unde, unde ar fi trebuit să stea oameni mântuiți. Dar ei au ales altceva. Oameni care au respins bunătatea lui Dumnezeu. Oameni care au spus, Doamne, e adevărat că Tu dorești să vezi o roadă în viața mea, dar eu vreau să aleg altceva. Dumnezeu este bun. Aș vrea să vă prezint istoria unui om din Sfânta Scriptură, care, în loc să aleagă bunătatea lui Dumnezeu, a disprețuit-o. Și aș vrea să vedeți dumneavoastră consecințele dezastroase care au venit asupra acestui om, asupra familiei sale, ba chiar asupra unei întregi națiuni. Decizia pe care el a luat-o a fost să uite de bunătatea lui Dumnezeu. Iar rezultatele au fost, în cele din urmă, catastrofale. Mergem în Isaia, capitolul 38. Și aș vrea să citim de aici, de la versetul 1. Mesajul nostru, Dumnezeu, este bun. Isaia 38, și aș vrea să citim de la versetul 1. Este o istorie cunoscută în Cuvântul lui Dumnezeu, dar aș vrea să privim mai în profunzime ceea ce vom citi în această ocazie. Priviți ce spune Biblia. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Procul Isaia, fiul lui Amos, a venit la el și a zis: Atenție, așa vorbește Domnul: Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Vreau să observați cu atenție ceea ce noi am citit. Biblia vorbește despre omul acesta Ezechia, el era la data aceea împărat în Israel. El era împărat. Și se spune în cuvântul lui Dumnezeu Ezechia era bolnav pe moarte. Haideți să vedem ce boală avea Ezechia de era în starea aceasta de a-și pierde viața, era pe moarte. Mergem în Isaia 38 cu versetul 21. Isaia 38 cu versetul 21. Priviți ce spune Biblia. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Ezechia avea o boală, Biblia vorbește despre o bubă, pentru cei care vă luați notițe în 2 împărați la capitolul 20 cu versetul 7, Biblia spune că avea o umflătură. Am putea spune o creștere anormală în organismul lui. Carnea creștea unde nu trebuia. Era o umflătură, o bubă și buba aceasta era o bubă aducătoare de moarte i-a oferit o suferință încât Biblia ne spune era pe punctul de a muri. Și astăzi avem anumite creșteri ale cărnii, le numim noi tumori canceroase și când oamenii sunt puși în fața unei situații să audă că a fost identificată o tumoare, oamenii încep să tremure. Pentru că de cele mai multe ori când oamenii aud de cancer, pentru ei înseamnă neapărat moarte. Dar să știți că la Dumnezeu nu este neapărat așa. Pentru că Dumnezeu este marele medic și El ne poate vindeca de orice boală, de orice suferință. Amin? Dar cei care ați fost dimineața alături de mine am studiat adânc în Sfânta Scriptură cu privire la mesajul sănătății și planului Dumnezeu de vindecare. Acum, citim încă o dată Isaia 38 cu versetul 1. Isaia 38 cu versetul 1, mesajul nostru, Dumnezeu este bun. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, mă opresc. Spuneți-mi și mie ce face un om când este bolnav. Care este dorința unui om atunci când suferă, când este bolnav? Ce credeți că face un om atunci când este bolnav? Dorește din toată inima ca să trăiască. Și atunci, dacă trebuie să mergem la Cluj la spital, pentru că la Cluj este un spital mai bun decât la Zalău, mergem la Cluj. Dacă trebuie să mergem la Târgu Mureș, pentru că la Târgu Mureș este un spital mai bun decât la Zalău, mergem acolo. Ne ducem la capătul pământului, la Budapesta, în Germania, în, în Turcia, oriunde ar fi, pentru ca noi să fim sănătoși. Acum, omul acesta care era bolnav, nu era orice fel de om, el era împăratul. Am putea spune avea acces la cei mai buni doctori, cele mai bune clinici medicale la data aceea. Cel mai bun spital, cel mai bun sanatoriu, cele mai bune săli de tratament. Împăratul avea acces la ele și nu doar în țara lui, ba chiar și în națiune din jur el ar fi putut să meargă oriunde. Și în dorința lui de a căpăta sănătate, Biblia ne spune că boala aceasta a avansat și el era pe, pe moarte. Și acum, când omul se luptă ca să trăiască, vine o veste. Nu e de la medicul chirurg. Vine o veste, nu de la prieteni, vine o veste din partea lui Dumnezeu. Și vestea aceasta nu este deloc plăcută. Și ascultați vestea. Vine profetul Isaia, fiul lui Amot, și spune așa. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Vă imaginați cum ar fi ca dumneavoastră să primiți o astfel de veste? Dumneavoastră înțelegeți în momentul în care Ezechia a primit această veste, toate speranțele care îi le dădeau medicii au încetat? Pentru că atunci când Dumnezeu hotărăște un lucru, lucrul acela se va împlini. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechia, funeți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Dați-mi voie să deschid o paranteză, e ușor de înțeles. Motivul pentru care Dumnezeu i-a spus lui Ezechia să-și pună rânduială casa pentru că avea să moară este pentru că după ce avea să moară nu avea să mai schimbe nimic în viața lui. Și nici în viața celor dragi. Vă spuneam, în săptămânile acestea există o doctrină falsă care nu are nimic de a face cu Cuvântul Dumnezeu, care susține că odată ce omul moare, după ce a murit, el se mai întoarce la cei dragi. Nu se mai întoarce prietenii mei. Altfel, Dumnezeu n-ar fi fost un mincinos. Pentru că Dumnezeu a venit și a spus, puneți în rânduială casa, pune la loc ce trebuie de făcut, aranjează lucrurile din viața ta, de ce? Pentru că vei muri. Nu vei mai trăi. Și dacă citiți mai departe capitolul, Ezechia recunoaște că odată ce moare, el nu mai poate lăuda pe Dumnezeu. El spune numai cei vii te laudă, Doamne, cei morți nu mai știu nimic. S-a terminat. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Acum, știați dumneavoastră, pe baza acestui verset, Dumnezeu ne prezintă care este cel mai important lucru în viața unui om înainte de a muri. În momentul în care a venit această veste, Dumnezeu încearcă să-l facă pe Ezechia să înțeleagă care sunt cele mai importante lucruri din viața unui om. Domnul nu i-a spus Ezechia, du-te și puneți în rânduială visteria unde ții banii, aranjează banii și pune aurul deoparte, argintul deoparte, pietrele prețioase deoparte. Dumnezeu nu i-a spus lui Ezechia, du-te și puneți în ordine caii care la data aceea ar fi însemnat mașinile de astăzi pentru noi. Dumnezeu i-a spus lui Ezechia, acum când știi că ești pe moarte, cel mai important lucru din viața ta este să spui în rânduială ce? casa. E cel mai important lucru. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ce reprezintă această casă pe care noi trebuie să o punem în rânduială acum când suntem în viață, dar mai ales atunci când noi știm că mai este puțin și vom închide ochii. Și de la viață vom ajunge la moarte. Dacă am înțelege ce reprezintă această casă, am înțelege care sunt lucrurile cele mai de preț pentru noi oamenii pe acest pământ și care sunt cele mai de preț în ochii lui Dumnezeu. Nu casa, nu mașina, prietenii mei. Casa aceasta reprezintă, în primul rând, inima noastră. Mergem în Luca la capitolul 11 și citim de aici de la versetul 24. Mesajul nostru, Dumnezeu este bun. Luca 11, de la versetul 24. Haideți să identificăm ce reprezintă casa în Biblie. Spune scriptura așa. Duhul necurat, când iese dintr-un om. De unde spune că a ieșit? Dintr-un om. Atenție. Umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Și fiindcă nu găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Dar noi am citit mai întâi: Duhul necurat a ieșit din Om. Odată ce a ieșit Duhul necurat, spune: Am să mă întorc la casa mea de unde am ieșit, adică am să mă întorc înapoi la Om. Citi mai departe. Versetul 25. Și când vine, o găsește măturată și împodăbită. Versetul 26. Atunci se duce de mai cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el. Intră împreună în casă se așează în ea și starea de pe urmă a omului, aceluia, ajunge mai rar decât cea din tâi. Deci dacă ați citit cu atenție, din nou și din nou un pasaj se schimbă. Omul cu casa. În acest pasaj, casa reprezintă omul. Când Biblia spune, puneți în rânduială casa, asta înseamnă de fapt, puneți în rânduială viața. Puneți în rânduială viața, căci vei muri și nu vei mai trăi. Haideți să citim în Matei, capitolul 7. Casa reprezintă viața noastră, inima noastră, caracterul nostru. Matei, capitolul 7, de la versetul 24. Priviți ce spune Biblia. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe, pe stâncă. Citim mai departe. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Deci, o casă reprezintă, în primul rând, reprezintă viața noastră. Vorbim de inima noastră, de caracterul nostru. Și Dumnezeu spune, cel mai important lucru din viața ta, înainte de a muri, este să spui în ordine viața ta. Dați-mi voie să vă spun, am văzut oameni murind. Și în timp ce își dădeau Duhul, ultima suflare de viață, erau rugați de predicatori să ierte persoana cu care a fost iertată ani de zile, să o ierte, era în ultimele clipe de viață și în timp ce își dădea Duhul spunea nu te iert și a murit. Vă pare greu de crezut cu lucrul acesta? Dar dacă n-aș fi văzut astfel de momente cu ochii mei, nici eu n-aș fi crezut. Cum să mori să închizi ochii supărat pe cineva? Cum să mori, să închizi ochii, fără ca să știi că ești iertat de cei din jur, fără să ceri iertare de la soție, de la sos, de la mamă, de la tată, de la copiii tăi, să pleci în păcat din viața aceasta. Cum? Și de aceea Dumnezeu i a spus lui Ezechia, Puneți în rânduială viața, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Casa în același timp reprezintă familia. Mergem în Iosua, capitolul 24, cu versetul 15. Casa reprezintă viața, în același timp reprezintă familia noastră. Priviți ce spune Biblia. Citim, Iosua 24 cu 15, omul acesta lui Dumnezeu vine și spune poporului un lucru. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri Dincolo de râu sau Dumnezeilor amuriților, în a căror țară locuiți. Cât despre mine, atenție, eu și casa mea vom sluji cui? Domnului. Când Iosu a zis casa mea, el făcea referire la cine? La familia mea. Vreau să citiți cu atenție ceea ce noi am citit, nu este un pleonasm. Iosua spune că despre mine, eu, și-l imaginez pe Iosua, se uită la familia lui. Eu nu știu ce faceți voi, dar eu am ales. Eu, și apoi Iosua spune, și casa mea. Ce vom face? Vom sluji lui Dumnezeu. Am o întrebare la dumneavoastră, vă rog frumos, gândiți-vă nu răspundeți, răspundeți aici. Dumneavoastră v-ați hotărât să-L urmați pe Dumnezeu, dacă membrii familiei dumneavoastră nu vor? Dumneavoastră v-ați hotărât să rămâneți de partea lui Dumnezeu, chiar dacă soțul tău sau soția ta nu vrea. Sau copiii noștri nu vor. Îl iubim noi pe Dumnezeu atât de mult încât să spunem: Doamne, eu te iubesc mai mult decât cei dragi pe care i-am. Pentru că atunci când noi îl iubim pe Dumnezeu așa, cu adevărat îl iubim și pe cei din casa noastră. Dar dacă noi ajungem să facem un idol din mamă, din tată, din frate, din soră, din soț, din soție, din vecini, noi suntem într-un mare pericol. Și vă citeam într-o seară, Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă iubește cineva pe tată, mamă, frate, soră, mai mult decât pe mine, cu adevărat vă spun că el nu este ucenicul meu. Vreau să vin și eu la Domnul, vreau să mă apuc și eu de studiat Biblia, vreau să mă închin cum spune Biblia, dar trebuie să vină soțul. Nu pot fără soț. Trebuie să vină ce o să, fac, ce o să facem cu copiii. Și atunci oamenii ce fac? Amână fără să știe că în următoarea zi se poate sfârși viața lor. Puneți în rândul ce? Casa. Și ordinea lui Dumnezeu este foarte clară. Prietenii mei, când Dumnezeu ne cheamă ca noi să-L slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu spune, mai întâi de toate ai grijă de viața ta, de inima ta și numai după aceea poți să fii o binecuvântare pentru cei din casa ta. Primul câmp misionar la care Dumnezeu ne cheamă sunt membrii familiei noastre. Dacă nu suntem un creștin acasă, nu suntem creștini nicăieri. Este doar o mască pe care noi o purtăm. Priviți ce spune Biblia în 1 Timotei, capitolul 5. ci din versetul 8. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, mesajul nostru, Dumnezeu este bun. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci care este primul câmp misionar unde Dumnezeu ne cheamă ca noi să lucrăm? Unde trebuie să fim noi pocăiți, creștini, cu adevărat? Unde în prima dată? La noi acasă. Știți câți pocăiți sunt creștini la biserică, dar dacă i-am auzit vorbind cu soțul și cu soția în cursul săptămânii, nu mai sunt? Și când vorbesc unul cu altul, folosesc toate animalele de la grădina zoologică. Dar când vin la biserică, sunt îmbrăcați frumos și cu Biblia în mână, Dumnezeu spune, dacă ești creștin, trebuie să fii creștin prima dată unde? Acasă. 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1. Haideți să citim ce spune Biblia. Dumnezeu este bun. Priviți ce spune Scriptura. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă răvnește cineva să fie episcop sau prezbiter, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, Înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să-i învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcivitor, nu iubitor de bani. Atenție! Să-și chivernisească bine casa, să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu. Observați ce spune Dumnezeu: Înainte ca un lider a bisericii să aibă grijă de biserica mare, Dumnezeu a dat un test. Trebuie să ai grijă de biserica mai mai mică. Să ai grijă de cei din casa ta, să ai grijă de copiii tăi, de soția ta, de cei din casa ta și apoi poți învăța biserica. Amin. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum Domnul i-a zis lui Ezechia: Puneți în rânduială casa că vei muri și nu vei mai. Fiți atenți ce face Ezechia. Ezechia începe și plânge ca un copil înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să aibă milă de el. Și Dumnezeu este bun. El este plin de bunătate și ascultă rugăciunea lui Ezechia și îi dă viață. Priviți ce spune cartea Isaia, capitolul 38, și citim de la versetul 2. Mesajul nostru, Dumnezeu este bun. Și vreau să vedeți dumneavoastră și cu mine cât de adesea repetăm noi istoria acestui om. Cât de adesea repetăm istoria acestui om. Priviți ce spune Biblia. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată. Și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel. Du-te și spune lui Ezechia. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Atenție! Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Ezechia spune, Doamne, te rog, mai dăm viață. V-ați găsit vreodată într-un moment în viața dumneavoastră puși la colț și a spus, Doamne, dacă mă scap și de data aceasta, îți promit. Vi s-a întâmplat vreodată? Doamne, dacă mă scoți din lucrul acesta, dacă mă vindeci și de boala aceasta, Doamne, îți promit, Doamne, că am să fac aceasta și aceasta. Vi s-a întâmplat vreodată? Așa a făcut și Ezechia. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi și Dumnezeu este bun în bunătatea lui. Dumnezeu a spus, iată că îți mai dau câți ani? 15 ani. Ezechia n-a crezut. Câteodată veștile lui Dumnezeu sunt atât de bune încât nici noi nu le credem. Și acum Ezechia plin de spaimă pentru că el avea buba aceea, boala aceea care îl măcina și care era pe punctul de a aduce moartea. Îi spune, de unde știu că mă vindec? Priviți ce spune Biblia mai departe te voi zbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi ocroti cetatea aceasta. Și iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coboruse. Și acum urmează cântarea lui Ezechia. Citim versetul 21. Isaia 38 cu versetul 21. Isaia zise să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă. Și Ezechia va trăi. Dați-mi voie să mă opresc un lucru. Ceea ce citiți aici nu este glumă, este un tratament. Dacă cunoașteți pe cineva care are o tumoare canceroasă, o creștere anormală, faceți ceea ce a zis Dumnezeu lui Isaia. O turtă cu smochine și puneți-o peste buba aceea. Și repetați și repetați. Și dacă Dumnezeu a hotărât să trăim, noi vom trăi. Aduceți-vă aminte că mai întâi de toate, Dumnezeu a spus, va trăi. Și apoi a spus lui Isaia ce să facă. Înțelegeți? Nu pentru ca noi să lăudăm o turtă cu smochine. Turta cu smochine nu are nicio putere dacă Dumnezeu nu spune, trăiește. Dumnezeu a hotărât ca el să trăiască și apoi Dumnezeu a spus ce să facă. Acum, Dumnezeu a făcut o minune. Care a fost minunea? Ceea ce nu au fost în stare să facă medicii, Dumnezeu a dus pe profetul său, a zis, pune turta cu smochine peste bubă și va trăi. Minune. Doi, la data aceea, pentru că Ezechia n-a crezut, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a spus lui Ezechia astăzi. Astfel, ascultă, am să dau soarele înapoi cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz. E ca și cum timpul s-a dat înapoi. Mare minune. Și cu aceste minuni, la data aceea, a fost într-adevăr o veste care a fost împrăștiată nu numai în poporul Israel, ba chiar și națiunile din jur au auzit. Isaia 39 cu versetul 1. Dumnezeu este bun. Priviți ce spune Biblia. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Deci de unde au venit oameni ca să se bucure de însănătoșirea lui Ezechia? De unde spune Biblia că au venit? Din Babilon. Haideți să citim 2 Cronici, capitolul 32 cu 31. Fiți atenți de ce au venit acești babilonieni, cât de departe au venit ei și cu ce scop. Însă când au trimis căpetenile Babilonului, soli la el, atenție, ca să întrebe de minunea care a avusese loc în țară. Mă opresc deocamdată. De ce au venit babilonienii la Ezechia? Să întrebe de ce? De minunea care avusese loc în? Care era minunea? Ce se întâmplase? Cum a fost în însănătoșit Ezechia? Cu o turtă de Vă imaginați, babiloninii se întrebau cum n-au fost în stare medici să te vindece și cu remediile acestea naturale simple te-ai vindecat. Și acum era ocazia ca Ezechia să-l prezinte pe Dumnezeu ca mare medic și planul lui Dumnezeu de sănătate la niște babilonieni, la niște păgâni. Mai mult decât atât, minunea care a avut loc în țară, ce se întâmplase cu soarele prietenii mei? s-a dat înapoi. Știți că babilonienii stăteau toată ziua cu ochii pe cer? Vă aduceți aminte, am învățat în săptămânile trecute, când Daniel 2, când a avut nebucanețar visul, a chemat pe cine? Pe haldei, pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe cei care stăteau toată ziua și urmăreau soarele, luna, stelele și i-au observat că s-a întâmplat ceva cu ce? Soarele s-a dat înapoi, iar babilonienii se închinau la soare. Zeul principal al babilonienilor era închinarea la soare. Și acum ei muți. Cine este acel Dumnezeu care spune Dumnezeului nostru să se dea înapoi și o face? Și aceștia au venit la. Au venit la... La, la împăratul Ezechia, să audă despre minunea care o făcuse Dumnezeu în țară, să audă despre planul lui Dumnezeu de vindecare, despre Dumnezeul adevărat, Dumnezeul creator, despre Dumnezeul acela care porunciște la soare să se dea înapoi și El se dă. Însă, Ezechia numai despre asta n-a vorbit. Și a ascultat și a făcut Ezechia. Mergem în Isaia 39, de la versetul 1. Dumnezeu a fost bun cu Ezechia. Dar priviți cum a răsplătit Ezechia bunătatea lui Dumnezeu. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimeșilor lui locul unde erau lucrurile lui de preț: argindul și aurul miresmele, un delemul de preț, toată casa lui de arme, tot ce se afla în visterile lui, n-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu-l fie arătat. Întrebare, de aceasta au venit babilonienii la Ezechia? N-au mai văzut ei aur? N-au mai văzut ei argint? N-au mai văzut ei arme? Au văzut, frații mei. Pentru ce sără ei? Ce interesa pe ei? Să vă audă despre minunile care le făcea Dumnezeu. Era o ocazie de evangelizare, era o ocazie în care Ezechia să-L prezinte pe Dumnezeul adevărat. Și acest împărat care a primit din partea lui Dumnezeu 15 ani de, de trăit, el era concentrat la altceva. Și a început să le arate. Veniți să vă arăt aurul și le-a arătat argintul și le-a arătat miresele, miresmele și casa cu arme și toate lucrurile acestea. Veniți să vă arăt colecția de ceasuri, veniți să vă arăt costumele din dulap, veniți să vă arăt mașinile din garaj, veniți să vă arăt câte camere am în casă, veniți să vă arăt cât sunt de bine binecuvântat. Și aceasta este viața pe care o trăiesc mult creștini în cursul săptămânii. Dumnezeu aduce oameni în jurul nostru ca noi să le facem cunoscut pe Dumnezeu. Nu să vorbim despre euro și despre dolari și cât a crescut lira și cât au crescut dolarii și euro. Nu să le prezentăm oamenilor cât de bine o ducem noi pe pământ. Nu de asta Dumnezeu ne ține pe noi în viață, ci în tot ceea ce noi facem, noi suntem chemați să-L înălțăm pe Dumnezeul Creator, planul lui Dumnezeu de sănătate, planul lui Dumnezeu de binecuvântare a familiilor noastre. Asta are nevoie lumea să audă. Dumneavoastră credeți că la întâmplare oamenii se uită pe canalul acesta local de televiziune cu sutele și miile? Pentru că oamenii au ocazia să audă ce n-au auzit niciodată în viața lor. Însă din nefericire, mulți dintre așa numiți pocăiți care cred în Biblie sunt preocupați să prezinte lumii butoaiele cu aur, butoaiele cu argint, Lucrurile scumpe pe care le-am ogonit în viață și pe oameni nu îi mișcă cu nimic pentru că și ei le au. Și lucrurile astea pe care ei le au nu le aduc pace deloc în inima lor. Știți câți oameni își pun capăt zilor în fiecare zi, trăind în palate cu zeci de camere pentru că n-au liniște sufletească? Ei nu cunosc pacea pe care poate să o dea numai Dumnezeu. Și Ezechia, în loc să-l prezinte pe Dumnezeu, minunea, venit să vă spun cum a lucrat Dumnezeul meu, m-am rugat, am cerut milă, mi-a dat 15 ani, m-a vindecat cu o tur de zmochină, ele marile medic, spitale n-au putut, dar el poate. Însă în loc Ezechia să vorbească despre lucrul acestea, veniți să vă arăt ce am făcut eu. Și ascultați ce spune Isaia. Versetul 3. Procul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat. Ce au spus oamenii aceia? Și de unde au venit la tine? Și Ezechia a răspuns. Au venit la mine dintr-o țară îndepărtată din Babilon. Isaia a mai zis. Ce au văzut în casa ta? Și Ezechia a răspuns. Au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia. Ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată vor veni vremurile, când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi, nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Care a fost întrebarea lui Isaia? Ce au văzut oamenii în casa ta? Și spunea, au văzut tot mai puțin nu l-au văzut pe Dumnezeu. Și Isaia spune, pentru că nu l-ai prezentat pe Dumnezeu, va veni în timp când o persecuție teribilă va veni peste tine. Și peste copiii tăi. Vor lua toată munca pe care ai agonisit-o. Îți vor lua și copiii tăi și îi vor duce fameni în Babilon. Pentru că comoara ta cea mai de preț nu este Dumnezeu. Prietenii mei, dați-mi voie să vă spun. Va veni un timp când am învățat în aceste săptămâni, persecuția va începe. Pentru mulți dintre noi persecuția va fi grea. Știți de ce? Pentru că oamenii nu știu adesea nimic despre creștini. Dacă oamenii ar ști despre creștini că pocăiții sunt primii care s în ajutor când copiile sunt pe moarte și îi spun cu mașina fug la spital, de ce ai nevoie să te ajut? Când va începe persecuția și vor spune oamenii, ăștia sunt vinovații, lumea va spune, dacă ei sunt, atunci am înnebunit. Pentru că omul acesta mi-a salvat copilul de la moarte. Omul acesta m-a ajutat când aveam cancer. Omul acesta îmi punea cataplasme la picior când încurgeau rănile mele. Omul acesta a îngrijat de mine dimineață până seara. Dacă ăștia sunt vinovați, atunci eu vreau să fiu cu ei. Luați-mă și pe mine. Dar dacă lumea nu știe nimic de noi, lumea nu știe decât că și noi avem mașinile care ei le au, casele pe care ei le au și noi ne ducem viața așa normal cum o duce toată lumea, va fi greu, frații mei. Va fi foarte greu. Și pentru Ezechi a fost foarte greu. Și Profetul a venit și a spus. Vor lua tot ceea ce tu ai gunisit. Voi lua, voi lua tot ceea ce iau au gunisit. Vor lua totul din casa ta. Vor lua copiii tăi din casa ta. Vor lua aceste lucruri. Îi vor face fameni În casa Babilonului. De ce? Pentru că tu nu l-ai prezentat pe cine? pe Dumnezeu. Acum vreau să vă aduc aminte un lucru. Vă aduceți aminte câți ani a dat Dumnezeu lui Ezechia de trăit? 15. 15 ani. Ei bine, în acești 15 ani avea să fie liniște. Era un timp de hară. Dar ascultați ce a făcut Ezechia în cei 15 ani. Mergem în 2 împărați, capitolul 20. Și aș vrea să citesc de aici, de la versetul 20. Mesajul nostru, Dumnezeu este bun. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a dus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Versetul 21. Ezechia a dormit cu părinții săi. După câți ani? Și în locul lui a domnit fiul său. Cum se numea băiatul lui Ezechia? Manase. Acum priviți ce spune capitolul 21 de la versetul 1. 21 de la versetul 1. Doi împărați, 21 de la versetul 1. Priviți ce spune Biblia despre Manase. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Eciva. Stop. Câți ani avea Manase când au urcat pe tron? 12. Câți ani i-a dat Dumnezeu lui Ezechia ca să trăiască? 15. Spuneți-mi și mie. Câți ani au trecut de la mesajul lui Dumnezeu către Ezechia? Puneți casa în rânduială căci vei muri și nu vei mai trăi și apoi s-a născut Manase. Câți ani au trecut? Câți ani au trecut? Trei ani. Câți ani a dat Dumnezeu lui Ezechia să trăiască? 15 ani. Câți ani avea Manase când a urcat pe tron? 12 ani. Asta înseamnă că de la vizita lui Isaia, când i-a zis, puneți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Au trecut 3 ani și Ezechie a avut un copil. Ascultați și a făcut Ezechia. Versetul 2. Și el a făcut ce este rău înaintea Domnului. După urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copilului lui Israel. Ce a făcut Manase? Câți ani avea frații mei? Știți ce este un copil la 12 ani? Este produsul tatălui și mamei. 12 ani au urcat pe tron și Biblia spune în loc să meargă spre bine, a ales ce era mai rău. A fost unul dintre cei mai răi împărați pe care citim în Sfânta Scriptură. Și știți a cui a fost vina? Tatălui și mamei. Nu la întâmplare, Biblia spune, mama sa se numea Hefțiba. Nu știu dacă ați înțeles dumneavoastră ceea ce am vrut să spun, dar cei 15 ani au fost dați în zadar. 15 ani dați de Dumnezeu timp de har, degeaba. Dumnezeu i-a spus la începutul celor 15 ani, puneți în rânduială casa. Cel mai important lucru din viața ta este caracterul tău și apoi cei din casa ta. Asigură-te că sunt bine. Și Ezechia s-a asigurat că aurul e pus unde trebuie. Că argintul este pus unde trebuie. Și Biblia spune: Odată ce el a murit, copiii lui au făcut ce era mai rău înaintea lui Dumnezeu. Prietenii mei, vreau să vă spun un lucru deciziile pe care le veți lua dumneavoastră astăzi ca părinți vor afecta pentru veșnicie viitorul copiilor dumneavoastră. Nu vă jucați cu deciziile în dreptul cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă timp de har. Doamne, dacă mă scap de cancerul acesta, îți jur, îți promit că mă apropii de tine. Și Dumnezeu spune, poftim. Trece timpul și noi uităm de Dumnezeu. Doamne, îți promit, dacă mă scap din accidentul acesta, dacă mă scap și rezolv problema asta cu datoriile, îți promit, Doamne, că vin acasă, petrec timp cu copiii, stau mai mult cu soția, m-am săturat de viața aceasta. Și Dumnezeu spune, poftim. Și Dumnezeu a acoperit toate găurile și noi trăim tot la fel. Și la sfârșit, Dumnezeu va trage linie și va spune mai întâi de toate, eu sunt bun. Eu am avut răbdare. Tu ți-ai bătut joc de bunătatea mea. Prietenii mei, Ezechia este un exemplu a ceea ce vom culege fiecare dintre noi dacă nu-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră. Lumea nu are nevoie ca le spun tinerilor, săptămâna aceasta să mai mulți tineri, lumea nu are nevoie, prietenii mei, de încă un mecanic în această lume. Avem destul mecanici nu are nevoie de un zugrav în această lume, avem destui zugravi. Nu mă înțelegeți greșit că noi nu trebuie să lucrăm. Dar principala noastră activitate nu este să reparăm mașini. ci acolo, în atelierul de mecanică, când intră cineva cu mașina, prima mea dorință, rugăciune înălțată, Doamne, cum te pot prezenta pe tine înainte la omul acesta, Doamne? Și încep și mă rog pentru sufletul acela. Doamne, acum când trebuie să sudez sevile acestea și să montez centrala aceasta, Doamne, cum pot să trăiesc în așa fel aceste câteva zile în casa omului ca la sfârșit el să spună da, e, e ceva deosebit la dumneavoastră. Da, este. Dar de ce? Știți, eu citesc Biblia. Mă gândeam eu că păreți prea de treabă. Știți, aș putea să, vreau să vă dau o carte. Este o carte care mi-a schimbat viața și a întins o carte. Scopul nostru nu este ca noi să facem bani, prietenii mei. Asta noi facem ca noi să ne întreținem pe noi și familia noastre, Dar adevărata noastră misiune, știți care este? Este să aducem cea mai mare bucurie lui Dumnezeu. Să strângem comor nu aici pe pământ, ci sus în cer. Am o întrebare la dumneavoastră, nu răspundeți, gândiți-vă la ea. În ce direcție merg copiii dumneavoastră? Când vă uitați așa la ei, mici sau mari, cu telefonul la mână, butonându de dimineață până seara, dacă o tot ține așa, încotro merge. Încotro merg copiii tăi, când de dimineață până seara, hai, 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 bani! Și cine i-a învățat? Tu ești învățat. Există doar o singură soluție. Dumnezeu i-a spus lui Ezechia, puneți în rânduială casa, căci vei muri. Iubiții mei, frații, în numele Domnului Hristos, există posibilitatea la anul, dacă voi mai fi aici, unii dintre noi să nu mai fie în viață. E posibil că eu să nu fiu în viață. Eu nu știu. Dar Dumnezeu îmi spune că El este bun și El mă invită astăzi. Nu disprețuiți bunătatea lui Dumnezeu, prietenii mei. Priviți ce spune Biblia. Vreau să citesc două versete și voi încheia. Cartea Eclesiastul, capitolul 8. Și aș vrea să citesc de aici, de la versetul 11. Fiți atenți de ce oamenii nu vin la Dumnezeu. Ei aud adevărul, înțeleg adevărul, dar ei spun, nu vin. De ce? Ascultați. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorință să facă răul. Deci, cu alte cuvinte, pentru că pedeapsa pentru nelegiuire nu vine, nu vine cum? nu vine imediat, da? are o problemă, doamna este epileptică, cred că. Ok. Lăsați-o, lăsați-o că și va reveni. Da? Adela? Este Adela aici? Dacă poți veni și să o ajutați pe doamna. Da? Încet. Sigurați-vă că se liniștește, încet. Adela, stați în spate acolo numai ca să ne asigurăm că e Acum, vreau să știți că uh, atenția ne este luată acum de la ce este mai important. Nu este o întâmplare ceea ce s-a întâmplat, să știți dumneavoastră. Punctele care noi le-am subliniat pot să dovedi salvatoare pentru noi. În timpul Domnului Iisus Hristos, Biblia spune că când El predica un mesaj, spune că adesea oameni posedați intrau și țipau pentru a stupa vocea lui Isus, care încerca să le atragă atenția oamenilor la mântuire. Prietenii mei, astăzi este ziua că noi trebuie să luăm decizie pentru Dumnezeu. Avem un exemplu viu în mijlocul nostru. Am auzit cuvântul, nu știm ce se poate întâmpla în clipa următoare. Dar pentru că pedeapsa pentru nelegiuirea noastră nu vine imediat și noi am păcătuit, noi ne gândim, dar mai făcut și săptămâna trecută și nu s-a întâmplat nimic. Dacă mai fac o dată? Și mai faci o dată, zici, dar tot nu s-a întâmplat nimic. Și mai faci o dată. Până când, în cele din urmă, linia se termină. Ultimul pasaj în această seară se găsește în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 1. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fiți primit în zadar harului Dumnezeu. Căci el zice. La vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Dumnezeu spune, când ai avut nevoie, te-am ajutat? Când am avut nevoie, ne-a ajutat Dumnezeu, frații mei. Ne-a ajutat Dumnezeu când am avut nevoie? Acum Dumnezeu spune, când ai avut nevoie, te-am ajutat. Am și eu nevoie. Știi care e nevoia mea? Nevoia mea este ca tu să fii salvat. Astăzi este ziua mântuirii. vreau să fac un apel la sfârșitul acestor două săptămâni de zile. Apelul meu va fi unul simplu, simplu de tot. Este bătaia lui Dumnezeu la inima fiecăruia dintre noi. Mă adresez în mod special prietenilor noștri, oaspeților noștri, care de seara de seară au fost în locul acesta. Câți dintre dumneavoastră vrea să spuneți, Doamne Dumnezeule, Vreau din toată inima să petrec mai mult timp studiind Cartea Sfântă, Biblia. Dacă este aceasta dorința dumneavoastră, vreau să vă ridicați în picioare acolo unde sunteți. Unde sunteți? Vreau să vă ridicați în picioare. Doamne, vreau să studiez mai mult Cuvântul Tău, Sfânta Scriptură. Mă adresez în mod special prietenilor noștri, oaspeților noștri în locul acesta. Doamne, vreau să studiez mai mult Cuvântul lui Dumnezeu. Când, mă, când la vremea potrivită, când eu am avut nevoie mai ai ajutat. Tu, Doamne, ai o nevoie. Vrei ca să mă salvezi. Vreau, Doamne, să petrec mai mult timp din cuvântul, în cuvântul lui Dumnezeu. Este aceasta dorința dumneavoastră? Dacă da, cea de-a doua răgăminte pe care am la dumneavoastră întrebare. Câți dintre dumneavoastră v-ați dori ca într-un timp apropiat, îndepărtat, să ne mai întâlnim să studiem cuvântul lui Dumnezeu? Doriți lucrul acesta? Bun. Aș vrea acum să ne rugăm lui Dumnezeu și apoi am să vă spun ce vom face în următoarele clipe. Vă invit să ne ridicăm în picioare să ne rugăm Bunului Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, cu deplină recunoștință venim înaintea Ta în această seară. Ca să-ți mulțumim, Doamne, pentru cei 15 ani care ni-ai oferit fiecăruia. Nu 15 ani măsurați în timp. Și un timp de har, Doamne. Un timp de bunătate în care Tu ai fost alături de noi și ne-ai ajutat în atât de multe ocazii. Dar noi n-am înțeles de ce ne oferi timp. În această seară, Te rugăm, Doamne, să ne primești și pe noi. Și am înțeles că astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua că noi trebuie să ne dorim să venim la Tine. Doamne, Te rog din toată inima fă să nu fie prea târziu pentru noi. Nu ne lăsa să disprețuim bunătatea Ta, Doamne, ci ajută-ne ca noi să Te acceptăm pe Tine și cei care sunt în jurul nostru să vadă minunea care este în viața noastră. Doamne, aceasta așteaptă oamenii. Nu aur, nu argint, nu lucrurile lumii acestea care nu pot oferi pace, ci așteaptă minunea transformării unui om după chipul și asemănarea Ta binecuvintează-i pe toți prietenii noștri care au fost în aceste săptămâni, binecuvintează, Doamne Dumnezeule, pe cei care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare, pe cei care ne-au urmărit prin mijloacele prin, prin mijlocul de televiziune. Te rog, Doamne Iisuse, să nu ne părăsești. Ai milă de noi, căci ne a rugat în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin.